într-adevăr. Ieri a apărut 10-12 după amiază, în timpul prânzului, de fapt. Și astăzi vine o comisie de la Galați, trimisă de Direcția de Sănătate Publică, prin care se vor lua probe din fântâni, datorită faptului că ar fi apa sulfuroasă, ar fi puțin mirositoare. Acum să vedem ce o să spună dumnealor, dânseși sunt autorizați să ne spună exact despre ce este vorba. Oamenii sunt speriați la gândul unui nou cutremur și văd cum pereții caselor se crapă tot mai mult din cauza seismelor care parcă nu se mai opresc. Cum simți? Se mișcă pământul? Se fierbi! Fierbi! Casele s-a crăpat pe partea de la spate. A căzut tot. A căzut și ce bine a căzut și plăce. Ce ne facem? Unii ne ducem copiii mei, ce mă fac acolo? Stăm modul, unii duc. A fost așa noapte, a fost trei la rând așa și după aia toată noapte mai tare, mai puțin. Deci în funcție cum s-a auzit, cum să... În casă se simte și mai tare, în casele mai înalte, mai mari, mai... Cu toate, chiar dacă sunt casele bune, deci... Ați văzut, deci bubuitura asta este foarte mare. Uitați cum a luat-o peretele așa. Aici, peretele ăsta. Are o săptămână, deci ieri a făcut săptămână, adică n-a început problemele astea. Și la geam acolo s-a crăpat. În jos, dar încoace, în casele sălate, e mai tare. Ne-a crăpat chiar bine. A fost și a fost înainte un pic crăpat, acum ne-a crăpat și mai tare. Am auzit bubuiturile, au fost 6-7 cu tremuri. Cum să ne fie team? Ne-a lăsat apele și ne-a luat bubuiturile. Cum să ne fie team? Dar ce să facem? O să ne ducem. Specialiștii le dau parțial dreptate oamenilor care spun că nu poate fi vorba doar de cutremure. Părerea mea este că este un fenomen natural... Haideți să spunem 90%. Acele 10% se referă la faptul că e posibil să apară cutremure induse, așa numite cutremure induse, datorită unor activități umane, să zicem,